Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta am vrea să ne oprim un pic din partea muzicală a slujbei divine și să ne concentrăm la actul rugăciunii de binecuvântare de copii, fiindcă în casa lui Dumnezeu, familia Hank, fratele Gabriel și sora Eleonora, au venit cu cel de-al doilea copilaș, cu Alexandru. Domnul le-a dat încă un copil, un băiețel sănătos și frumos, și potrivit convingerilor spirituale din Scriptură, l-au adus pentru rugăciunea de binecuvântare în casa lui Dumnezeu, crezând și ei ca și noi că ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat. De aceea vrem să avem un cuvânt din partea lui Dumnezeu de învățătură, cu privire la această responsabilitate pe care Dumnezeu o dă părinților să-și crească copiii și să-și influențeze nepoții. Și vreau să citesc din Scriptură, din Deuteronom, capitolul 6, versetele de la 6 la 9. O să vă rog în cinstea Domnului să nu vă fie greu să vă ridicați în picioare și împreună să citim din cea de-a cincea carte a Bibliei, Deuteronom, capitolul 6, versetele de la 6 la 9. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușiorii casei tale și pe porțile tale. Amin. Mulțumesc, reocupați-vă locurile. O să folosesc câteva minute pentru cuvântul acesta de învățătură, având în vedere faptul că mai urmează încă doi frați să spună cuvântul de predică în dimineața aceasta, potrivit felului în care noi am organizat slujba, dar potrivit și felului în care Dumnezeu, dincolo de organizarea noastră, organizează lucrurile. Noi tot timpul încercăm să organizăm slujba Domnului foarte bine, pentru ca Dumnezeu să fie înălțat și biserica Domnului să fie zidită și să fie bucuroasă. Însă, sunt și situații când Dumnezeu ne inspiră și aduce în mijlocul nostru musafiri, cărora vrem să le dăm prioritate, socotind că sunt frați în Hristos și că sunt purtători de har de la Dumnezeul care locuiește în inima lor. Așa s-a întâmplat duminicile din urmă, se întâmplă în duminica aceasta și foarte probabil că se va întâmpla din când în când în serviciile viitoare din viitor. Noi vrem să fim ospitalieri cu frații noștri și să-i primim în numele Domnului, așa cum noi am vrea să fim primiți atunci când mergem în bisericile unde ei slujesc. Socotim că aceasta ar trebui să fie atitudinea pe care să o aibă biserica Domnului. Acum, privind în mod special la familia Hank, la fratele Gabi, la sora Eleonora, dar la tot poporul Domnului în general, aș vrea să vă spun câteva cuvinte, frați și surori, sub egida unui titlu pe care l-am pus acestui cuvânt de învățătură, respectiv, moștenirea familiei în trei generații. Spun lucrul acesta pentru că am văzut în Biblie că Dumnezeu face responsabil pe un om de copiii lui și într-o oarecare măsură de nepoții lui. Dumnezeu face responsabil pe părinți de copiii lui și într-o oarecare măsură de nepoții lui. Dacă ne uităm la Timotei, atunci când Pavel îi scrie scrisorile, îi vorbește despre influența pe care mama lui a avut-o asupra lui, dar și bunica a avut o influență pozitivă asupra lui. Și spune, mama ta și bunica ta te-au influențat din pruncie prin cuvintele învățăturilor sfinte. Socotim că un tată devine patriarh în casa lui atunci când are copii și mai ales atunci când are nepoți, și dacă a avut influență să-și influențeze copiii în educația spirituală, dacă a avut o viață demnă și de onoare, el va câștiga respectul și încrederea copiilor să aibă acces și influență și asupra nepoților.
Dacă copiii care la rândul lor se căsătoresc și au copii nu permit bunicilor să influențeze copiii, atunci există un mare semn de întrebare asupra competenței spirituale și a abilității părinților, respectiv bunicilor. În dimineața aceasta vreau să vă spun că fiecare părinte încearcă să lase copiilor o moștenire cât mai mare. Vorba celor mai mulți dintre noi e următoarea: destul am dus-o eu greu, măcar eu să fac mai ușoară copilăria copiilor mei și dacă se poate și a nepoților. Să le las o căsuță dacă se va putea, dacă va fi cu voia Domnului, o mașină chiar dacă e mai veche și ceva bănuți. Fiecare încercăm să lăsăm o astfel de zestre copiilor noștri. Trebuie să pornim de la un principiu fundamental al Bibliei cu acest cuvânt de învățătură, altfel mulți vor avea multe de spus vis-a-vis de ceea ce noi spunem. Vreau să pornim de la principiul fundamental potrivit căruia un copil are din naștere o natură depravată, o natură păcătoasă, o natură pervertită de păcat. Cuvântul Domnului ne spune în Isaia, capitolul 48, versetul 8, dar nu numai aici, că orice copil care se naște, se naște în păcat. Și David în Psalmi remarcă faptul că în păcat se concepe un copil în pântecele mamei sale. Spune el, în păcat m-a zămislit mama mea. Copilul nu se face rău în timp ce crește, el se naște rău. Natura lui cu care se naște este o natură păcătoasă. În ciuda faptului că e așa de drăgălaș, e așa de inocent, de inofensiv, îți inspiră milă, atracție, simpatie. Înaintea lui Dumnezeu, din punct de vedere spiritual, un copil este de-a dreptul păcătos, datorită păcatului adamic, sub incidența căruia se naște. Copilul însă nu este responsabil de acest păcat, care e doar potențial, dar nu activ, până la vârsta la care devine conștient de păcatul lui. Vârsta aceasta poate începe la 12-13 ani și se poate prelungi până la 18-19. Viața biologică începe la naștere. Viața de adult începe la momentul la care înțelegi de ce te-ai născut. Mai degrabă fetele încep să înțeleagă lucrul acesta la 12-13, altele mai târziu, mai ales băieții, până la 18-19. Dar păcatul adamic e doar potențial în viața copilului. El se activează și devine activ la momentul la care copilul devine responsabil de realitățile vieții, își asumă să îl respingă sau nu pe Domnul după ce înțelege ce vrea Dumnezeu de la el. Psihologia, care ne afectează mai mult decât Biblia, mă refer la lumea seculară, oamenii de afară, din afara bisericii, spun altceva. Vreau să vă spun o mică statistică. Lumea astăzi are aproximativ 8% de atei, 15% de non-religioși, oameni fără religie. Din acești 8% de atei, sunt foarte mulți oameni de știință, însă 80% dintre oamenii de știință sunt psihologii. Psihologii au nenorocit lumea din punct de vedere spiritual. Și viața spirituală astăzi este foarte afectată de psihologie. Eu mă uit astăzi în biserică, eu vizitez familiile bisericii, mă uit la frați, mă uit la surori, mă uit la psihologia de a-și educa copiii, de a se raporta unul la altul, mă uit de felul în care se raportează la Biblie, la viață și recunosc, ca unul care am făcut o țâră de școală în domeniul psihologic, recunosc că oamenii aceștia sunt foarte, foarte, foarte afectați de psihologie. Psihologii au nenorocit lumea. Au scos pe Dumnezeu din inimile oamenilor, le-au luat Biblia din mână. Nu există un domeniu științific mai împotriva scripturilor, mai subtil decât psihologia. Și psihologii aceștia, în proporție de 80%, fac parte din ateii din domeniul științific care luptă împotriva lui Dumnezeu, pe care ei îl declară inexistent. Așa cum spuneam despre moștenirea celor trei generații, vreau să vorbesc puțin despre Avram, despre Isaac și apoi despre Iacov, spunându-vă următorul lucru. Avram a fost un om bun și Isaac, fiul lui, a văzut în el un exemplu bun. Priviți că Dumnezeu este prioritar în viața lui Avram și el face altare. De cel puțin 4 ori Biblia spune că a construit altare. Altarul înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu, locul unde vrei să te închini, locul pe care îl folosești ca să vii
și să te închini lui Dumnezeu, să te dedici lui Dumnezeu, să te întâlnești cu Dumnezeu. Avram a fost un constructor de altare și un închinător în prezența altarului. Apoi, Avram a socotit că este foarte important caracterul, de aceea el îl tratează pe Lot cu mare bunătate. Experiența cu Lot a fost un examen al caracterului lui Avram. Apoi, Avram nu a fost obsedat de bani și de materialism. Când s-a întâlnit cu Melchisedec, i-a dat zeciuială. Vă imaginați cât înseamnă 10% din averile lui Avram? Dacă ai $100 în buzunar, e simplu să dai $10. Dar dacă ai $1,000,000 în bancă, e simplu să mai dai zeciuială. Avram a dat zeciuială din tot ce avea. Și avea mult. N-a iubit banii, n-a fost un materialist. Isaac a trăit cel puțin 20-25 de ani pe lângă acest bărbat și a văzut comportamentul și prioritățile și valorile vieții. Apoi, experiența spirituală pe care Isaac o are pe muntele Moria, când tatăl său e gata să-l înjunghie, aducându-l jertfă, dar îl salvează glasul Domnului din cer. El până atunci a crezut că Dumnezeul tatălui său e un idol ca Dumnezeul celorlalte religii pe care el le-a văzut în călătoriile familiei. Dar își dă seama că Dumnezeul tatălui său e un Dumnezeu viu. De aceea el hotărăște să îl urmeze pe Domnul. Dar, în ciuda acestei educații, observăm că Isaac nu s-a ridicat la înălțimea spirituală a părintelui său. Din nefericire, el coboară ștacheta și nepotul lui Avram, respectiv fiul lui Isaac, adică Iacov, a fost și mai rău. Haideți să vorbim puțin despre Isaac, generația numărul 2. Isaac a fost un om împărțit și Iacov a văzut lucruri împărțite în viața tatălui său. Averile sunt mai importante decât închinarea la Isaac. Scriptura ne spune că atunci când merge pe urmele tatălui său, nu zidește altarele tatălui său, ci zidește fântânile tatălui său. Citiți Geneza 26:18. Isaac a avut și el multe averi, le-a moștenit de la tatăl său Avram. Și mergând cu aceste averi, din loc în loc, după apă și după iarbă, pentru că în vremea aceea oamenii erau nomazi, n-aveau case și aveau corturi pe care le demontau și le montau din loc în loc, mergând după locuri cu apă și cu iarbă, că aveau animale, nu exista industrie atunci, Isaac, mergând pe urmele tatălui său Avram, întâlnește altarele tatălui său, dar nu le repară, nu le reconstruiește. Când întâlnește fântânile tatălui său, le repară și le reconstruiește. Asta demonstrează adevăratele priorități din inima lui Isaac. Pentru el Dumnezeu a fost important, dar pe locul 2. Pentru el mai important au fost banii. Avea nevoie de apă să-și crească animalele, să nu moară de foame și să rămână sărac. Isaac a fost un om împărțit. Dumnezeu are importanță în viața lui, dar nu e prioritar. Una e să aibă Dumnezeu importanță în viața unui om și alta e să fie prioritar. Isaac construiește un singur altar. De asemenea, permite comportamente discutabile și priorități greșite în familia lui, atât la soția sa Rebeca, cât și la cei doi fii gemeni ai lui. Aduceți-vă aminte ce paternitate și ce atitudine maternă abuzivă și care făcea diferențe s-a manifestat în viața lui Isaac. Și el nu a făcut ordine în casa lui. El a iubit mai mult pe un copil, soția lui mai mult pe altul și așa au mers până i-a chemat Domnul acasă. Iar mai târziu, cei doi frați care nu s-au înțeles cât au fost copii în casa părintească, după aceea au devenit vrăjmași de moarte și s-au fugărit unul pe altul și s-au urât unul pe altul până la moarte. Și asta a pornit din familie. Pentru că tata îl iubește pe băiat, îl iubește pe cel puternic. Mama îl iubește pe cel mai delicat, o iubește pe fetiță. Așa a fost în casa lui Isaac. El n-a văzut asta la părinții lui, dar așa a fost el. Generația numărul 3 este mai gravă. Iacov a fost un om slab, însă s-a pocăit la Betel, întorcându-se după 20 de ani de pribegie în Palestina. Priviți câteva lucruri despre el. Poligamie și concurență în casa lui. Rahela și Lea s-au întrecut una pe alta să nască copii, fiindcă nașterea de copii pentru țiitoarele soțiilor lui, a devenit concurentă. Fiindcă omul acesta vrea copii, soțiile lui, cele două, au început să-i facă copii. Și pentru că nu erau destui, a pus pe țiitoarele lor
să le ajute în facerea copiilor și au intrat într-o concurență nesănătoasă. Concurența a născut invidie, dispreț, răutate, răzbunare și în casa acestui om a fost un scandal nesfârșit. El n-a văzut asta la tatăl lui așa de mult și să nu mai vorbim de bunicul lui. N-a avut o relație cu Dumnezeu. 20 de ani n-a construit niciun altar. 20 de ani a fost cu ochii pe capre, pe oi, pe miei și pe iezi. Să facă cât mai mulți și să se pricopsească. Dacă lui Laban îi dă ceva, îi dă, dacă nu, să aibă pentru el. Și s-a întors cu multă bogăție din Haran, în Palestina. Și 20 de ani n-a construit niciun altar, nu s-a închinat. N-a avut un loc dedicat închinării, pentru el n-a fost important asta. La Betel ne spune Scriptura că îi se arată Dumnezeu și îi spune Dumnezeu, fă-mă un altar și se duce și face. Lui Avram nu i-a spus Dumnezeu să construiască altare. Lui Avram nu i-a spus Dumnezeu să dea zeciuială. Pe amândouă le-a făcut ca o revărsare de recunoștință față de Dumnezeul care l-a binecuvântat. Pe nepotul său Iacov, Dumnezeu a trebuit să-l silească să construiască un altar. Știți dumneavoastră că unii dintre copiii bisericii în timpul serviciului se duc la Dunkin' Donuts să-și cumpere mâncare? Și unii dintre frați se duc să-și cumpere cafea? De la 9 la 12, puteți să vă imaginați asta? Noi venim aici la 9 și spunem, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, vino aici să ne binecuvintezi. Și El vine pentru că ia în serios rugăciunea noastră. E Dumnezeu și onorează rugăciunea copiilor Săi. Și nouă ne vine cheful de cafea. Și ne vine cheful de snacks, ne vine cheful de biscuiți. În generația când eu am fost în România, am avut mare probleme cu copiii să nu-i lăsăm să se ducă să bea apă sau la toaletă decât o dată. Vorbesc cu frații de generația mea, de vârsta mea, când merg în vizite și îmi spun același lucru, frate Luigi. Mare problemă am avut copiii să le spun, măi, nu ieși de multe ori afară, că eu știu că nu ești pentru nevoie. Ești că vrei să scapi de atmosfera de adunare, de liniște. Ori astăzi părinții îi lasă pe copii să se ducă după biscuiți și după bomboane, un blac, până la prima intersecție. Întreb eu, ce o să vadă copiii adunării dacă unii se duc și își cumpără cafea în timpul serviciului? Și de la amvon nu-i voie să spui asta. E bine să taci, biserica să se ducă oriunde și păstorul ăsta să fie un lingușitor. Oamenii ai lui Dumnezeu, asta nu-i pocăință și asta nu-i direcție. Cine vrea să ducă să-și cumpere cafea, să ducă în continuare, dar datoria mea e să spun următorul lucru. Când îl chemăm pe regele Universului numit Iisus Hristos din Nazaret, noi trebuie să stăm aici lângă El, să plângem la picioarele Lui, nu să umblăm după lucruri pentru stomac. Bea apă acasă și mănâncă acasă și când ai venit în adunarea lui Dumnezeu, închină-te și slăvește-L pe Domnul că ți-a dat sănătate, că te binecuvintează și că-ți poartă de grijă. Dacă poporul de la Betania va face așa, Dumnezeul va binecuvânta. Iosif, a patra generație, vede în tatăl său un exemplu negativ. Dar la Betel, Iacov se pocăiește. Știți ce spune când se pocăiește? Nevestele mele, scoateți-vă cerceii. Nevestele mele, scoateți-vă brățările. Scoateți-vă lănțișoarele. Îmbrăcați-vă decent, fiindcă mergem să ne închinăm. După 40 și ceva de ani, Iacov? Da, dar până acum, iertați-mă, până acum n-am văzut lucrurile așa. Până acum am crescut animale și m-am făcut bogat, dar mi s-a arătat Dumnezeu azi noapte. Și mi-a spus, du-te la Betel și construiește un altar. Și atunci eu, din inițiativă personală, am spus nevestelor mele și țiitoarelor mele, trebuie neapărat să vă îmbrăcați într-un fel pe care stăpânul îl primește. Și oamenii aceștia au mers la Betel și s-au închinat. Și Iosif, care a fost cel mai mic copil, este foarte diferit de frații lui mai mari. Frații lui mai mari au crescut în timpul lui Iacov când a fost așa cum a fost. Iosif a crescut în timpul în care Iacov s-a pocăit. Aș vrea în dimineața aceasta, stimată familie Hank, ca unii care aveți harul pe care eu l-am avut cu 20 de ani în urmă, acum copiii mei sunt mari, buni sau răi, s-au dus, s-au făcut mari, s-au căsătorit doi dintre ei, dar voi încă l-aveți lângă voi.
Vreau vouă și tuturor celor care au sau care vor avea copii în viitor să le spun următorul lucru. Nu vă lăsați influențați de psihologie. Psihologia este cea mai elementară formă de ateism, de materialism, de hedonism și de absența lui Dumnezeu. Și ei ne influențează lumea, ei dictează regulile în societatea aceasta, ei spun să nu ne pedepsim copiii, timp în care cartea aceasta spune folosește nuiaua copilului ca să-i scoți sufletul din locuința morților. Și ei au poliția la îndemână și au legile la îndemână și au armată la îndemână și spune respectă-l pe copil, de la două luni respectă-l. Și când îți spune nu vrea, respectă-l. Și când vine, pleacă de acasă, respectă-l. Și când face copil la 12 ani, respectă-l. Și respectă-l, și respectă-l. Mă rog lui Dumnezeu, toți cei care primesc responsabilitatea și onoarea să crească copii, să-i crească pentru Domnul. Nu există părinte care să fie rău intenționat. Însă există părinți care nu au o viziune, nu au un sistem de educație și nu-și fac timp pentru asta. Și mă rog lui Dumnezeu în această dimineață, începând cu mine și terminând cu ultimul dintre noi, Dumnezeu să ne dea această responsabilitate și această prioritate ca și Avraam, să ne educăm copiii și să ne influențăm nepoții, pentru că aceste două generații sunt sub privirile noastre și până când nu ne cheamă Domnul acasă, să folosim toată influența de care suntem în stare și experiențele strânse într-o viață cu lacrimi și amestecate cu durere și să ne creștem copiii pentru rege și să nu plângem după ei. Dimpotrivă, să fim bucuroși că sunt alături de noi în casa lui Dumnezeu și îl slujesc pe rege. Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi și copiii noștri și nepoții noștri și tot ce va ieși din noi din neam în neam să fie sub privirile celui prea înalt. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.